trist și e dureros. Copilașul ăsta are 5 ani și cu o plasă în mână trecea granița în Polonia, plângând. Nu știm unde a dormit noaptea, nu știm dacă ai lui erau acolo cu el, nu știm. Nici nu știm dacă o să aflăm. Și ca el, probabil mulți. Ca el, probabil mulți, au fost nevoiți să plece de acasă, în miez de noapte, înainte să le fie bombardate, nu știu, birou, masă, pat, lucrușoare, jucării, ca să scape măcar ei cu viață. Și aud pe unii și pe alții spunând că Vladimir Putin, uite ce frumos face el coridoare, s-au negociat coridoare. Ce frumos, domne, ca să poată să plece oamenii în liniște înainte să le fie bombardate case. Dumneavoastră vă dați seama, cei care susțineți lucrurile astea, vă dați seama ce spuneți? Să ajungem să spunem că e un lucru bun, că măcar au fost lăsați în viață înainte să le fie bombardate casele? Nu vă spărați. Chiar ajungem să spunem astfel de lucruri? Cei care vă supărați pe noi care spunem că e război. Am înțeles că sunteți foarte supărați pe cei care spunem că e război, așa cum nu ne dă voie Vladimir Putin să spunem. Noi trebuie să spunem că tancurile rusești au ieșit la o plimbare, numită operațiune, în Ucraina. Trist. Trist. Dacă era așa, copilaș ca micuțul pe care l-ați văzut, nu trecea granița în Polonia singur plângând. Dați-mi voie să vă prezint invitații din seara asta. Încercăm să facem o analiză a situației în care ne găsim în momentul de față, să vedem ce se întâmplă cu România, ce se întâmplă cu noi, ce avem de făcut și să încercăm să fim cât mai responsabili. Și discuția din seara asta va fi una cât se poate de responsabilă. Pentru că noi aici, la Canal 33, suntem responsabili. În platou este Lucian Lumezeanu, antreprenor, comunicare și risc politic. Bună seara și mă bucur să ne revedem. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur și eu că ne vedem încă o dată. Și în direct cu noi pe Zoom este fost ministru al apărării, fost ministru de interne, fost senator, actualmente deputat, Mihai Fifor. Mulțumim frumos, Mihai Fifor, că ești la România în mișcare. Bună seara, domnul Șandru, mulțumesc pentru invitație. Este, cred, important să analizăm ceea ce se întâmplă și am ascultat cu atenție intro-ul, să spunem, emisiunii și cred că nu e cineva care se poate totuși gândi că războiul are o parte frumoasă, pentru că nu are. Războiul este o tragedie și omoară oameni. Omoară oameni, dislocă oameni. Produce tragedii la rândul său. Războiul nu are niciun fel de parte frumoasă, iar imaginea cu acel copil cred că este extrem, extrem de eloventă pentru fața urâtă a războiului. Ca fost ministru al apărării, ca om care în Parlamentul României răspunde de acest segment atât de important, aș vrea un comentariu cu privire la cât de sigură este România în momentul de față? Văzând România războiul este la granița noastră. Da, România este o țară sigură. România este membra Alianței Nord-Atlantice și cred că toată lumea știe de acum, pentru că se tot spune de câteva ori pe zi lucrul acesta, a fi membru în Alianța Nord-Atlantică aduce cu sine garanții de securitate extrem de serioase. Asta înseamnă că
Pentru NATO, orice aliat este atacat într-un moment anume, înseamnă activarea articolului 5 din tratatul Nord-Atlantic. Asta înseamnă că orice centimetru pătrat de teritoriu al unui aliat atacat este apărat de toți ceilalți aliați. De altminte, președintele Biden a spus-o în repetate rânduri, l-am auzit chiar și în seara aceasta, declarând cu fermitate faptul că nu va exista țară aliată care să fie atacată de Federația Rusă fără ca Statele Unite și în speță Alianța Nord-Atlantică să nu intervină pentru apărare. Același lucru spune și Jens Stoltenberg în fiecare dintre intervențiile sale, mă refer la secretarul general al NATO. Iar România are aceste garanții de securitate și pot spune fără niciun fel de rezervă că trebuie să fim foarte recunoscători celor care au dus România în Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, pentru că vă mărturisesc, doamna Șandru, cu toată responsabilitatea, nu știm ce s-ar fi întâmplat altminte și așa că aveți un titlu de genul acesta. Da, discutăm și despre asta. Vreau să discutăm și despre asta în seara asta, pentru că e foarte important pentru noi toți. Lucrurile nu sunt deloc simple. Ele se vor complica din ce în ce mai mult și pe partea militară, dar mai ales pe criza umanitară care devine tot mai acută. Vedem că deja sunt dislocați peste 1.300.000 de oameni, dacă nu mă înșel, după ultimele estimări ale Națiunilor Unite. Și vă spun că este abia începutul, pentru că se estimează o dislocare de populație undeva la aproape 4 milioane de oameni, ceea ce este dramatic, dacă stăm să ne gândim. Imaginați-vă că la frontiera siriano-turcă, de pildă, în taberele din Turcia sunt în momentul de față 3 milioane de refugiați și problemele sunt colosale. Ei bine, imaginați-vă 4 milioane de refugiați din Ucraina în Europa, în căutarea unei locuințe, în căutarea unui job, în căutarea unei vieți sigure, pentru că lucrurile sunt foarte mai complicate cu cât vedem că cei care trec frontiera sunt femei cu copii, sunt oameni în vârstă, sunt, prin urmare, situații care trebuie tratate rapid de statele care primesc refugiații, România fiind unul dintre aceste state. Cât de pregătită este România să primească noi valuri de refugiați? Pentru că se spune că, deocamdată, cei care au venit sunt cei care și-au permis și din punct de vedere material. Majoritatea au rude în afară, poate chiar au dublă cetățenie. Mulți ieșeau și spuneau, sunt cetățean portughez, sunt cetățean spaniol. Sigur că n-aveau voie, dar mă rog, acum, pentru că sunt cetățeni ai statelor europene, merg în țările respective. Urmează să vină cei care n-au aceste posibilități materiale. România e pregătită să țină pe teritoriul ei, nu știu, 100-200 de mii de astfel de refugiați care n-au unde să plece? Observația este foarte corectă. Într-adevăr, primul val a fost al celor care și-au permis să plece repede, care au tranzitat practic România, au tranzitat Polonia, au tranzitat Ungaria. E bine, urmează valul celor care cu adevărat au nevoie de un sprijin și care nu au unde să meargă după ce traversează frontiera cu România. România este pregătită și ia măsuri în continuare pentru a se pregăti în vederea acestui lucru, pentru a putea găzdui acești oameni care caută sprijin. S-au luat măsuri și la Ministerul Muncii și ministrul Marius Budea a anunțat în repetatele. Până refacem legătura cu Mihai Fifor, revin în platou. Da. Lucian Lumezeanu, spune-mi, te rog frumos, de ce s-a ajuns aici, deja sunt tot mai multe discuții pe tema asta, de ce s-a ajuns la invadarea Ucrainei de către trupele Federației Ruse? Nu putea să fie acest conflict armat evitat? Putea să fie evitat, iar răspunsul la întrebarea ta are, răspunsul cel mai scurt la întrebarea ta e din două cuvinte, Vladimir Putin. Omul ăsta, din toate informațiile pe care le avem acum, a luat decizia practic unilateral în condițiile în care mulți dintre membrii de vârf ai administrației ruse, inclusiv din guvernul rus, pur și simplu nu știau de asta. Citeam pe un institut american o analiză militară care arăta că
de ce au o performanță destul de proastă trupele ruse în Ucraina. Așa. Pentru că pur și simplu ofițerii nu erau pregătiți de așa ceva. Nu se așteptau chiar să meargă. Foarte mulți dintre ei, mai ales cei, adică, de la nivelul superior. Cei din armata rusă nu credeau că o să foarte mulți dintre ei nu, foarte mulți dintre ei nu credeau obligat până să în, facă această până invazie? Da, 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 foarte mulți. Da, foarte mulți, nu doar din armata rusă, din toată administrația, adică, rusă. E ceva ce a fost pregătit doar în imediata vecinătate a lui Vladimir, da, Putin și atât? Și mai grav este că, așa cum se întâmplă în sisteme dictatoriale, pentru că Rusia este o dictatură de facto, se pretinde democrație, asta, dar democrația specială, e o democrație suverană, da? E că a fost în aceste sisteme dictatoriale, nu doar că e decizia foarte netransparentă și într-un cerc strâns, trebuie să-i spui șefului ce vrea să audă, ca să-ți păstrezi asta. Da, putem, da, da, putem. Da. Ei au încercat să facă o lovitură chirurgicală, să invadeze rapid Kievul, să-l omoare pe Zelenski sau să-l facă să fugă și în același timp să instaleze rapid un regim marionetă, cea mai mare parte a țării rămâne intactă. Ei bine, uite, nu le-a reușit pentru că ucrainienii au opus rezistență. Dar da, nu cred că toate analizele care spun dar și NATO are partea ei de vină și Ucraina, hai să fim serioși, NATO ce voia să facă NATO? Ce voia să facă? Că Ucraina se gândea aici să-mi arate cineva partea undeva, de vină a NATO, da, exact. Se gândea că să adere peste 10 ani în condiții în care nici măcar membrii NATO nu voiau toți să adere Ucraina și erau un drum îndelungat. Nu, să fim serioși, Vladimir Putin, ăsta e răspunsul, de ce s-a ajuns aici, Vladimir Putin. A luat decizia și, mă rog, până acum se dovedește una catastrofală atât pentru ruși, pentru rușii de rând, cât și pentru securitatea din regiune. Categoric. Mihai Fifor, ce-și dorește, de fapt? Sigur, e complicat să găsești așa un răspuns clar la asta, dar mă întreb eu, ce-și dorește, de fapt, Vladimir Putin în momentul de față? Există voci care spun că, sau analize, care spun că Vladimir Putin și-ar dori, spre exemplu, să continue negocierile, să accepte, adică l-ar accepta în continuare pe Zelenski în fruntea Ucrainei cu condiția să fie doar cu un rol reprezentativ și să pună el un prim-ministru marionetă pe care să-l conducă de la Moscova așa cum dorește. Bun, asta ce-am citit pe fel de site-uri. Dar ce vrea de fapt în momentul de față Vladimir Putin? Primul răspuns cel instinctual ar fi Dumnezeu știe ce dorește Vladimir Putin, pentru că în momentul de față pare un om scăpat de sub control, un om care deratează grav logică și de la ce înseamnă în momentul de față gândirea unui lider detalie mondial, așa cum își dorește să fie Vladimir Putin. Albinteri, cred că în spatele întregii operațiuni de ocupare a Ucrainei, pentru că să nu ne mulțim, Putin nu se va opri la teritoriile din Donbas. Putin a avut intenția de a închide Marea de Azov, ceea ce ar fi reușit aproape prin asaltul asupra Mariupolului. Putin, vedem că atacă Odessa și probabil va continua atacul asupra Odessei, asta însemnând că se apropie îngrijorător de mult de frontiera cu Moldova și Putin nu se va opri după căderea Kievului, pentru că deși toată lumea își dorește cu disperare ca Kievul să reziste, probabil că nu va reuși să reziste în fața asaltului concertat al rușilor. Putin, până la urmă, își dorește să retraseze frontierele Europei în anul 2022. Un lucru de necrezut atunci când discut despre el, un lucru pe care probabil marea majoritate a analiștilor politici sau militari nu l-ar fi susținut, dar iată că Putin asta face. Își dorește să ducă Federația Rusă în teritoriile fostei Uniuni Sovietice, asta însemnând să vină, de pildă, până la Prut, în frontiera cu NATO, pentru că abia din momentul acela Putin ar demonstra faptul că este un jucător mondial, de talie mondială și ar cere să se așeze din nou la masa cea mare. Până la urmă este o chestiune de autovalidare. Putin își dorește să fie revalidat ca lider mondial și până la urmă, dacă vreți să
vă spun părerea mea, nici nu-și dorește o negociere cu Zelenski în momentul de față. Și cu cine? Vedem, cu cine vrea, de fapt, să negocieze? Negocieze cu Biden, își dorește să negocieze cu NATO, își dorește să negocieze cu liderii Uniunii Europene. Vedem că are dialog frecvent cu Macron. Macron are nevoie la sub de această poziționare, pentru că să nu uităm că de aprilie are alegeri în Franța, și atunci e normal această poziționare. Dar una peste alta, Putin dorește să arate lumii întregi și să arate în principal poporului său că este liderul mondial de necontestat, care discută de la egal la egal cu toți ceilalți mari lideri ai lumii. Ce se va întâmpla, Lucian Lumezeanu, dacă va fi ocupat Kievul? Depinde foarte mult. Că există. Trebuie luată în calcul și posibilitatea asta. Înainte de a fi ocupat Kievul, care este greu de ocupat, cred că mai înainte va fi încercuit și supus unui bombardament. Da. Iar atunci statele occidentale vor avea de luat o decizie. Ce facem mai departe? Pentru că sub impactul imaginilor cu copii morți, inevitabil vor apărea, cu oameni morți, cu oameni încercuiți, cu oameni care nu mai au mâncare, trebuie să iei o decizie în sensul cum forțez Rusia să meargă să mai departe. Sau da? Să se oprească. Da, nu, să meargă mai departe la masa negocierilor. Da. Eu cred că în cele din urmă și rușii își dau seama că vor trebui să negocieze, însă ceea ce încearcă în momentul ăsta este să negocieze în termenii lor. Acum, eu nu știu dacă Putin vrea chiar refacerea URSS și înclina mai degrabă să cred că nu, din ce vedem, doar în mod sigur vrea ca Ucraina să fie dacă nu un stat client, măcar un stat neutralizat, nu doar neutru, neutralizat. În sensul un stat neviabil, un stat nedemocratic, un stat care nu merge în sfera de influență, democrație, cooperare europeană, ci rămâne alternativă oarecum de Rusia. Povești cu libertate, securitate, să nu fie pe acolo. Sigur că da. Sigur că da. Ori eu ce văd acum, că trupele ruse, unele venind dinspre Harkov, ocolind orașul, dacă vă recomand să urmăriți hărțile de la Institute for Study of War. Foarte bune hărțile din teren. Și se realizează o operațiune de încercuire a Kievului. Vin dinspre nord, ocolesc puțin prin stânga orașului, cum te uiți, iar în același timp din Harkov încearcă să facă mișcarea de încercuire, să prindă într-un clește. Ori asta va schimba puțin dinamica războiului, care deocamdată merge în defavoarea Rusiei. Grav de tot în defavoarea Rusiei. Ei au ocupat ceva teren, doar că n-au ocupat niciun oraș cu adevărat important, poate Herson, dar nu e atât de important, ci oricum era aproape de granița cu Crimea, se așteptau, dar n-au ocupat Harkov, mă rog, depinde în ce limbă îi zicem, da? N-au ocupat Kievul, n-au ocupat nici măcar Mariupol, care e încercuit. Da? Ori, din acel moment vom intra într-o fază în care Rusia va avea puțin de ales. În momentul ăsta ei nu se opresc, pentru că s-ar opri într-o înfrângere umilitoare. Ei încearcă să obțină ceva ce ar putea semăna a victoriei. Uh-huh. Ei încearcă să obțină ceva în care spune, băi, oricum erați prizonieri, deci practic pierduseră-s, că a încercuit Kievul sau că a căzut Kievul. Lupta ar putea continua și fără Kiev. Cea mai mare parte a Ucrainei, dar ar avea mari probleme, dar ar putea continua. Ei cred că mai curând ar forța Ucraina la o înțelegere proastă, dar după ce înconjoară sau măcar blochează prin mai multe părți Kievul. Pentru că în momentul ăsta au niște cărți foarte proaste în mână. Cărți foarte proaste pe de o parte, pe de altă parte sunt foarte multe întrebări cu privire la dotările și la pregătirea armatei ruse. Mihai Fifor, este armata rusă atât de nepregătită? Evident că nu. Am auzit și eu teoriile astea. Da, exact. Este o armată puternică, este o armată înzestrată, dar este o armată care nu s-a așteptat să întâlnească o altă armată regulată. Foarte bine pregătită, înzestrată. Nu s-a așteptat să întâlnească rezistența ucraineană extrem de dârză, extrem de puternică, mânată nu doar de ideea de ca niște profesioniști mă refunat militari, ci o populație dispusă să nu cedeze și să lupte
pentru libertatea țării și pentru valorile în care până la urmă Ucraina a provenit în ultimii ani, ar dori să se încadreze. În altă ordine de idee, există sprijin. Există sprijin din partea NATO, din partea Vestului, în materiale de război, în armament, în muniții, ceea ce contează foarte mult pentru armata ucraineană. Sprijin care nu cred că se va opri. Eu cred că, din potrivă, el se va intensifica. Mai este un lucru extrem de important, ceea ce a anunțat astăzi președintele Biden, cu puțin timp înainte de intrarea în comisie, anume faptul că Statele Unite încetează importul de petrol din Rusia, importul de cărbune din Rusia, e adevărat, cu niște costuri destul de ridicate, dar economice foarte mari, corect. Economice. Și se pare că Statele Unite li se alătură Marea Britanie în decizia aceasta de a opri importurile de petrol din Rusia. Aceasta este o lovitură cu adevărat serioasă dată economiei Federației Ruse, pentru că știm cu toții, Rusia este unul dintre cei mai mari exportatori de petrol rus și de cărbune și lucrul acesta evident că afectează această, hai să zicem, presiune uriașă economică, financiară, pe care Occidentul și nu doar Occidentul, lumea civilizată, lumea normală, o pune pe Federația Rusă, ar trebui să înceapă încet, încet să dea rezultate. E greu să ții 190.000 de oameni în dispozitiv de luptă, e greu să asiguri logistic o armată așa care se deplasează, să-i asiguri carburant, să-i asiguri muniție și lucrul acesta este un lucru pe care Putin îl știe, pe care ofițerii lui Putin îl știu și probabil că tocmai de aceea, așa cum spunea distinsul dumneavoastră invitat, Putin este la faza în care încearcă acum totul pentru a putea să nu ajungă în situația rușinoasă de a negocia fără toate cărțile în mână. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dacă nu vă supărați, și revenim, pentru că vreau să discutăm despre alte zvonuri potrivit cărora Vladimir Putin a cam fost trădat de unii din jurul lui și este trădat în continuare cu privire la starea armatei trimise pe front. Ăsta este motivul pentru care nu au hrană, nu au carburant și așa mai departe. Publicitate și revenim. Și nimic. Dar de fapt zero poate să fie și totul. Așadar, cum e copilăria la români? Astăzi, în salonul Fundației Calea Victoriei, am o invitată foarte simpatică, care a adus împreună cu ea niște obiecte extrem de interesante din alte secole. Dedic această ediție calității vieții și oamenilor fără de care nu putem trăi. Am bucuria de fiecare zi cu munca, cu profesia, cu ceea ce trebuie să facem până la urmă. Bine ai venit! Ceva special. Vorbim despre cărți, vorbim despre lucruri frumoase. Ca de fiecare dată avem un invitat special. Am revenit cu discuții despre piele, despre trenduri, informații importante pentru pielea noastră, Mirela. Trebuie să vorbim neapărat despre tendințe, pentru că încă suntem la început de an și tendințele sunt întotdeauna foarte, foarte importante. Emisiunii de astăzi este Atunci și Acum și vom vorbi despre școală și viață. Un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid. Nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3.
Sunt Paul Gaburilescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Își dorește oare Vladimir Putin să intre cu tancurile în Moldova, așa cum a intrat în Ucraina? O să-i rog frumos pe ambii invitații ai mei să-mi spună ce cred. Eu am pus întrebarea dur, dar m-am săturat să vorbesc pe ocolite. E foarte greu. Eu vă spun fraza pe care am spus-o și când mă întrebați la altă emisiune dacă va invada sau nu Ucraina. Și eu am fost rezervat și am spus că predicțiile sunt foarte grele, mai ales despre viitor. Ce-i drept e că nu poate fi exclus dintr-un anumit punct de vedere. Pe Putin nu-l interesează Moldova atât de mult precum Ucraina. Ucraina este fundamentală pentru viziunea geopolitică a elitelor ruse. În schimb, Moldova nu este. Da? Nu înseamnă că e neimportantă. Da? Doar că nici pe departe la același nivel. Nu e fundamental. În schimb, Moldova ar putea fi un punct în care să provoace NATO pe filiera România. Exact. Pentru că ce vom face noi când va fi pusă sub amenințare o țară pe care o considerăm mulți dintre noi partea istoriei noastre a poporului român și în care efectiv trăiesc peste 1 milion de cetățeni români? Ce vom face? Să mai zic că mulți au familiile acolo, da. Mulți au rudele acolo, da? Bineînțeles, da, și plus, din punct de vedere sentimental, eu nu am nicio rudă în Republica Moldova, dar mie chiar îmi pasă de Republica Moldova. De oamenii aia care vorbesc română și foarte mulți dintre ei se simt români. Da. Ar putea Putin să amenințe, nu neapărat să intre, dar ar putea să amenințe sau să facă diverse gesturi de sabotaj și așa mai departe. Ar putea să amenințe Moldova tocmai pentru a pune încă o carte pe masă în jocul contra NATO. Ce va face NATO atunci? Ce va face România? Mihai Fifor. Întrebări grele, întrebări foarte, foarte complicate, dar nu fără o anumită susținere logică. Evident că nimeni nu-și dorește să ia în calcul acest scenariu, un scenariu tremurător, dacă stăm bine să ne gândim. Tocmai din perspectiva aceasta a legăturilor extrem de strânse dintre România și Republica Moldova. Pe de altă parte, însă, este evident că Putin este un om imprevizibil și este evident că va fi foarte greu de discutat ce va face mai departe. Cred că depinde foarte mult de viteza cu care va putea să înainteze în Ucraina. Pentru că el s-a așteptat la un blitzkrieg, s-a așteptat la un război de 2-3 zile, foarte rapid, în care prin lovituri de la distanță, lovituri cu rachete, prin o forțare cu aviație, se poate să îngenuncheze Ucraina. E bine, lucrurile acestea nu se întâmplă. Există pierdere mari în tabăra rusească, se vede foarte clar că viteza de înaintare armatei Federației Ruse este destul de scăzută în acest moment. Practic putem spune că în afară de zona de la Marea de Azov, el n-a făcut cine știe ce progrese. Nu pot să spui că a avansat extrem de rapid în Ucraina. Așa că e foarte posibil să nu aibă resursa necesară economică și capabilitățile necesare pentru a putea să înceapă un nou front. Pentru că Republica Moldova însemna un nou front de cu totul altă natură. Dar să nu uităm că există totuși Transnistria,
Să nu uităm că acolo este armata 14-a, să nu uităm că... Ar putea să invadeze Moldova cu armata 14-a din Transnistria? Nu e un scenariu plauzibil, dar trebuie să recunoaștem faptul că nimeni nu a mai intrat în ultimii ani în zona Transnistria pentru a face controle, pentru a ști exact ce fel de logistică, ce fel de material este în momentul de față acolo. Însă, revenind, nu cred că ne dorim un scenariu cu Republica Moldova. E ceva ce ne-am dorit să nu se întâmple vreodată. Este Vladimir Putin, a fost Vladimir Putin păcălit de parte dintre apropiații săi în ceea ce privește armata pe care a trimis-o pe front, în așa fel încât să fie oamenii lăsați fără combustibil, fără armament, fără muniții, așa cum se vorbește? E greu de spus. Știți că vine un moment când dictatorului se spune ce vrea el să audă. Da. Exact. Nu pot să-mi dau seama cât de mult a alunecat Putin pe panta aceasta. Să nu uităm, Putin este totuși un om foarte conectat la ce se întâmplă în Federația Rusă, un om cu foarte multe informații, un om apropiat de structurile militare, tot circul acela cu exercițiile militare care au durat aproape două luni de zile, n-a fost întâmplător. S-a testat capacitatea militară a Federației Ruse. Problema a fost însă că, într-adevăr, se pare că cei care au trecut frontiera nu au fost n-au știut exact unde merg și pentru ce merg. Am văzut imaginile acelea cu niște copii, până la urmă, militarii ruși, care spuneau părinții, sunau mamele și spuneau n-am știut unde mergem, ne-am dus că sunt la exerciții. Bine, e și multă propagandă și este și multă manipulare informațională de ambele părți în acest moment, pentru că asta înseamnă războiul. Nu e doar un război al armelor, e și un război al informației. Exact. Și atunci fiecare tabără încearcă să aibă avantaj pe zona asta. Până la urmă încercăm să decriptăm informațiile care ajung la noi și dintr-o parte și dintr-alta și să încercăm așa să aflăm adevărul. Ce vreau eu să spun este că în momentul ăsta o întrebare bună este cine l-a păcălit pe Vladimir Putin, iar primul răspuns este chiar Vladimir Putin. Vladimir Putin s-a păcălit crezând că omul cel mai informat și vine din KGB, nu vine de pe Maidan. Da. Da? S-a păcălit pur și simplu crezând că va reuși să îngenuncheze, cum zicea domnul Fifor, Ucraina în două zile. El a mizat foarte mult, cum am spus, pe decapitarea Ucrainei. Intră imediat în Kiev, însă a mizat pe o carte necâștigătoare. S-a păcălit și în al doilea rând s-a păcălit pentru că în sistemele dictatoriale asta se întâmplă la nivelul armatei. Nu sunt eficiente, nu există transparență, nu poți vedea când oamenii ăia de fapt nu fac achiziții și le dau mâncare de acum 5 ani soldaților expirată, nu fac achiziții de benzină, nu știi, pentru că nu e o presă liberă care să facă investigații. Da, nu știi, raportează, dar de fapt mulți dintre ei sunt foarte corupți, corupția fiind de natură. Au fost foarte multe, foarte multe comentarii cu privire la faptul că acest război nu e un război cu corespondenți de război, așa cum eram obișnuiți. Adică nu le prezintă... Cum? Este, sunt. Au fost și români, cred că acum s-au întors din Kiev, în Harkov, din mai multe părți. Da, este. Sunt mulți de la CNN, de la BBC, de la tot felul de posturi. Nu mai are aceeași aură, cum să spun eu, corespondentul de război, pentru că ne luăm foarte multe informații de pe internet. Ne luăm informațiile de pe internet, sigur că da. Suntem mai atrași de filmuleți? Dar corespondenții vin doar într-o parte. Pe cealaltă parte, da, pentru că vine informația filtrată de la... Din cealaltă parte este pur și simplu pus capacul pe tot ce înseamnă presa independentă. Acum nu mai ai voie nici măcar să numești în Rusia, prin lege, nu ai voie să o numești
Invazie sau, sau război. Nu avem voie. Voi s-o, eu s-o, cu asta s-o încep în fiecare s-o seară. Operațiune militară specială. Și da, mâine, gen, eu mai urmăresc diverse lucruri. E supărat, Vladimir Putin, când aude Times, că se spune război sau invazie. Pune în ghilimele, da? Pune în ghilimele. Operațiune militară specială, pune în ghilimele. Dar în ultimele zile am văzut că au, au doar două, trei știri pe zona asta. Sunt pur și simplu a pus Bocancu pe gâtul presei libere, cât mai exista foarte firavă în Rusia, și în același timp pe exprimările... Mai exista presă? Da, mai independentă. Mai exista presă independentă. Da. Da, da, da. Foarte firavă, fără, în condiții în care ei dau în momentul ăsta peste 2 miliarde pentru presa lor de stat, sim, de la Russia Today și așa mai departe. Da? Mai exista. Foarte puține, foarte firavă, mai mult către urmărită de elitele urbane din din Moscova și Sankt Petersburg, dar mai exista. Și făcea o presă despre vestimentație și despre... Nu chiar așa, mai făceau, doar că na, foarte limitat. Foarte limitat pentru că riși mult. Da. Vă reamintesc celebrul caz al Anei Politkovskaya, care a fost împușcată. Deci, acum, efectiv, presa e rezolvată cu arma 15-16 acolo, nu cu... Da, da, da. Da, da, da. Și le e foarte, că te sancționăm. De altfel, foarte mulți jurnaliști au fugit efectiv din Rusia zilele astea, care mai erau așa independenți pe cât puteau. Da. Deci asta se întâmplă în Rusia și în același timp se întâmplă și cum să spun, catastrofa economică în care și-a aruncat țara. Mie mi se pare absurd să găsesc persoane care să îi găsească scuze în momentul de față lui Vladimir Putin. Deci Sunt. Parcă aș vedea niște propaganda rusă, propaganda rusă acționează. Propaganda rusă, și sunt rapoarte ale NATO, de apărare, ale NATO publice, ale NATO, ale Uniunii Europene, care arată cum acționează propaganda rusă în interiorul țărilor membre NATO, inclusiv în România. Inclusiv în România. Oricine poate scrie în limba română și se trezește un deștept care crede, poate mai bine am fi neutri sau poate mai fi... Sunt înjurată de personaje, pe cuvântul meu, dacă îmi pasă. Da. O întrebare, Mihai Fifor. Doamne ferește! În cazul în care Rusia reușește să-și ducă la îndeplinire planul de ocupare al Ucrainei, sunt analize care spun că automat China ar invada Taiwanul. Da, sunt așa scenarii, evident că... Sunt scenarii, sigur. Se fac scenarii în zonă. Dar sper să nu se adeverească niciodată. Se deschide o cutie a Pandorei ce face Putin. De fapt, el a deschis cutia asta Pandorei cu toate celelalte operațiuni militare speciale, ca să rămână în tonul acesta precedent. Operațiunea specială de menținere a păcii din Georgia în 2008, operațiunea din 2014 din Crimea, iată acum operațiunea asta specială, care nu are nicio noimă altă decât o invazie militară brutală asupra Ucrainei. Eu aș spune anexarea Belarusului, pentru că nu pot să o numesc altfel. Nu putem spune că Belarusul în momentul de față e un stat independent și suveran. Belarusul este o anexă a Federației Ruse, o fel de responsabilă cum este Federația Rusă în tot ce se întâmplă în momentul de față. Adică nu trebuie tratat separat în opinia mea, ci la pachet cu tot ce se întâmplă cu Federația Rusă în momentul de față. Evident că Putin are o politică înțeleaptă. El face un război hibrid în momentul de față, pe lângă cel militar, încearcă să aprindă și alte incendii. Iată că ochii sunt ațintiți către Bosnia-Herțegovina, acolo unde lumea se întreabă ce s-ar putea întâmpla dacă Republica Srpska ar face un pas. Sigur că toată lumea... E foarte important. Ce s-ar putea întâmpla? Se pot reaprinde conflicte înghețate, pentru că aici este problema în realitate. Pornită la acea centură de conflicte înghețate din jurul Mării Negre, pentru că asta a rezultat în urma intervențiilor de toți, fie că discutăm de Armenia și Azerbaijan în Nagorno-Karabah.
Caravan, fie că discutăm de Osetia, fie că discutăm de Transnistria, fie că discutăm de situația din Bosnia-Herțegovina sau de Kosovo, care nu este nici acum recunoscută de doar de statele. Sigur că care... da, nici de România. Sigur, iată, toate acestea sunt lucruri pe care atunci când încerci să le reaprinzi, generează conflict deschis și dreptul lui Putin ar veni în mânușe cu astfel de chestiune, pentru că ar putea liniștit să ia un pic presiunea de pe ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina, o presiune care este tot mai crescută pe Federația Rusă, să spunem, mai ales de ordin economic și financiar. Nimeni nu-și dorește să se întâmple lucrurile acestea și cred că întreaga comunitate internațională e foarte, foarte atentă la aceste nuanțe, iar NATO și Uniunea Europeană sunt de asemenea extrem de conectate la ce se întâmplă în plan geostrategic în Europa, în momentul de față. Spuneți-mi, ce credeți că va face Occidentul cu privire la gazul rusesc? Aici o discuție mai complexă, mai sofisticată, ar zice unii. Păi să vă spun opțiunile. În momentul ăsta pornim de la faptul că Vestul a impus niște sancțiuni într-adevăr foarte dure Rusiei, fără precedent asupra unei țări de asemenea importanță. Însă, în același timp, noi livrăm noi, adică țările din Uniunea Europeană și NATO, incluzând aici și America, livrăm 1 miliard de euro pe zi pentru petrol și gaze Rusiei. Atenție, cea mai mare parte, mulți nu știu, dar este din petrol. Iar acum faptul că anunțurile că cel mai probabil se va opri achiziția de petrol e un comar. Următorul pas ar fi oprirea gazului din partea noastră, adică să nu mai importăm gaze. Uniunea pentru Europeană că să nu mai s-ar putea gaze. Să ajunge într-o situație în care, v-am zis, cursul războiului evoluează spre o încercuire a Kievului, spre punerea Ucrainei într-o situație umanitară tot mai dificilă. Și atunci, care mai sunt cărțile Occidentului care deja a plusat mult, lovind Rusia pe toate planurile? Da? Care mai sunt cărțile? Ok, tai petrolul, următoarea fi să tai gazele. Ne descurcăm o perioadă. Ne descurcăm însă cu niște costuri. Dar niște ce vreau costuri, să spun eu e că niște costuri, libertatea spun costă. Foarte mari care se vor regăsi pe urmă în... Deja se regăsesc. Foarte scump dacă al vieții noastre. N-am mai alimentat de câteva săptămâni, că n-am avut treabă cu mașina. Dublu. Nu, dar am văzut care sunt prețurile. Da? Însă, în același timp, libertatea costă. Dacă vrem să trăim conform valorilor noastre umane, nu putem lăsa niște oameni să fie măcelăriți. Da. În același timp, există soluții. Există soluții costisitoare. Dar există. Noi ne descurcăm fără gazul rusesc. În schimb, Rusia, fără banii europeni, nu se descurcă. O mai duce o perioadă, o mai duce câteva zile, o săptămână. Problema este dacă în timpul ăsta zdrobește Ucraina sau nu. Mihai Fifor, ce e de făcut? Se descurcă Europa fără gazul rusesc? Își permite Uniunea Europeană să nu mai importe gaz din Rusia? Problema este într-adevăr pentru Uniune, pentru Europa. Asta spunea președintele Biden seara aceasta. Statele Unite își permit cu astfel de chestiuni. Da. Desigur, cu costuri, să nu ne imaginăm că pentru economia Statelor Unite nu creează dificultate cu acesta. Dar asta spunea Biden, că nu poate cere Europei să fie solidară cu această decizie, pentru că este firesc că Europa, în mare măsură, trăiește din importuri de gaz și petrol din Federația Rusă. România are șansa de a fi dependentă numai 10% de importuri 10%? De gaz. 10%? 10%. E important să punctăm lucrul ăsta. Este rezervă românească și România poate să joace în zona aceasta. E adevărat, fiind conectată, pentru că nu mai discutăm momentul de față de țări care au economiile separate din celelalte economii, suntem interdependenți cu celelalte economii și atunci, evident, că resimțim și noi toată această mișcare, turbulență uriașă în zona economică europeană.
Da, este o decizie foarte greu de luat, pentru că sunt state, cum sunt cele din Balcani, dependente aproape în totalitate de importul de gaz, sunt state ca Germania sau Italia, care în proporție de 50% depinde de gazul din Federația Rusă, adică se caută în momentul de față în Uniune soluții rapide ca să se reducă dependența de gazul rusesc și de petrolul rusesc. Nu știu cât de repede se vor găsi soluțiile acestea, dar se caută pentru că, alminteri, pe termen mediu, nu se va putea continua cu presiunea aceasta pusă pe Federația Rusă când vine vorba de zona energetică. Categoric. Și altminteri, am senzația că suntem puțin ipocriți. Adică, pe de-o parte, tu ești în război cu Federația Rusă, pe partea dreaptă, și pe partea stângă, tu în continuare plătești gazul și îți faci treaba cu el. Suntem într-un nou război rece și vreau să vă reamintesc că și în războiul rece era atunci. Atunci să fie rece, să nu mai fie goniți oamenii din case. Da, nu, da? Cu vestul, să nu mai moară copiii, da. Și atunci e război rece și știm cum e, dar e altceva. Da. Până la urmă, eu cred că UE și NATO vor avea, țările din UE și NATO vor avea la un moment dat de luat această decizie foarte dificilă. Știu. Dar ține de cum evoluează situația din Ucraina. Dacă nu devine dramatică pentru Ucraina, dacă, de exemplu, Kievul rezistă, nu e încercuit, avansul rusesc nu este atât de consistent, ceea ce e în dubii, pentru că rușii totuși avansează consistent într-o singură zonă, în zona din, bine, puțin în sud, da? Dar în zona în care pot încercui Kievul, într-o singură zonă extrem de importantă. De atunci vom avea o decizie grea de luat. Și eu cred că nu este deloc exclus să vedem o întrerupere a livrărilor de gaz rusesc. În primul rând, deși toată lumea s-ar fi așteptat ca rușii să facă asta, să taie, în primul rând din partea noastră, din partea noastră a europenilor. Să nu mai cumpărăm. Până falimentăm regimul rus și îl forțăm să iasă, să facă niște concesii serioase la masa tratativelor. Ei sunt pe picioare din spate, dar încă rezistă. Sunt ciuruiți rușii economic, dar încă mai au o inerție. Să vedem dacă o mai au și după petrol și gaz. Mihai Hifor, e o discuție în spațiul public, pe o mulțime de site-uri, pe diverse alte canale de informații, cu privire la un act normativ care s-ar pregăti în ceea ce privește o anumită stare de criză. Situația de criză. Situația de criză, da. Putem ști mai multe despre asta în momentul de față? O să știm în momentul în care actul acesta normativ va avea un contur clar și va pleca de la inițiator, în speță de la guvern, pentru că este un act inițiat, sau mă rog, în lucru, la guvernul României, dar am văzut și pe președintele partidului nostru, pe domnul Marcel Ciolacu, afirmând astăzi că e o discuție deocamdată fără conținut, pentru că nu se poate discuta pe ceva concret. Okay. Așa că, cum spunea de alminte și Vasile, ministrul Apărării Naționale, că până la urmă vom discuta atunci când documentul acesta capătă un contur și poate fi pus în dezbatere. Alminteri, să nu uităm că toate aceste acte normative vin ca suport. În cazul în care este nevoie, este un cadru legislativ foarte bine conturat, când ești într-o situație cu adevărat complicată. România nu este în această situație complicată în acest moment și sperăm să nu. Să nici nu ajungă în situația asta. Încă ceva, s-a vorbit că s-ar pregăti la nivel mondial de data asta, poate chiar la nivelul Statelor Unite, un proiect privind criminalitatea economică la nivel mondial. Păi, sunt mai multe proiecte și sunt convins că multe din astea, de fapt, e în mare parte țintită către diversi susținători ai regimului rus. Exact. Care au și atenție, asta nu e doar pentru a forța Rusia acum. Este ca pe viitor
toată această rețea pe care, de influență pe care și-a construit-o Kremlinul în diverse țări europene, sigur, începând cu Marea Britanie, exact. Să fie eliminată. SUA pregătesc și, cum să spun eu, terenul pentru situația post-conflict. Pentru că se va termina și conflictul ăsta. Și atunci sunt absolut convins că țările europene în frunte cu țările occidentale în frunte cu Statele Unite vor tăia din aceste rețele de influență construite de ruși. Mihai Fifor, ultimul cuvânt în emisiune, va ataca Vladimir Putin o țară NATO? Nu cred că se va merge până într-acolo. Este evident că nu are intenția să intre într-un conflict deschis cu NATO. Nu l-a ajutat la absolut nimic această chestie. Și nici forțele, nu, după cum am văzut cu Ucraina, o țară nu foarte puternică. Mulțumesc mult de tot Mihai Fifor pentru prezența la România în Mișcare. Mulțumesc frumos, Lucian Lumezeanu. Stimați telespectatori, vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit în seara asta și aș vrea atunci când vă gândiți dacă sunt prea dure măsurile economice care se iau împotriva Rusiei, să aveți imaginea acelui copilaș de 5 ani care plânge cu o plasă în mână, trecând granița din țara lui în altă țară și nu știm dacă familia e cu el, nu știm cu cine va sta zilele astea, nu știm unde va dormi la noapte, nu știm. Așa e război. Urât. Să aveți o seară cât mai liniștită. Rămâneți cu Canal 33.